Mihai Farul și-a aflat astăzi primul adversar din Champions League. Cum ai trăit tragerea la sorți? Da, într-adevăr, am urmărit tragerea la sorți, am văzut cu cine am picat. O echipă destul de dificilă, ținând cont de ultimii ani petrecuți în cupele europene, au făcut meciuri bune, dar mergem încrezători, o să jucăm acasă în primul rând, în primul meci, sperăm să facem un meci bun, ținând cont de anul trecut am avut destul de multe meciuri acasă cu victorie și la rând, învingători, sperăm să menținem această linie și cu siguranță vom juca la victorie. O echipă care domină campionatul Moldovei, de 20 de ori campioană și care, așa cum spuneai, nu de mult timp reușea rezultate miraculoase, se poate spune, în Champions League. Da, într-adevăr, în campionatul intern domină de atât de mult timp, dar lucrul ăsta nu trebuie să ne sperie. Cum ai spus și tu, chiar dacă pe lângă campionat au făcut meciuri bune și în Europa, trebuie să ne gândim la ce avem noi de făcut, să muncim pentru acest lucru, pentru victorie și sperăm să o obținem. Primul meci pe teren propriu, un avantaj, care sau un dezavantaj? Sincer, ar putea fi un avantaj. Acum depinde cum o să-l facem noi. Dacă o să câștigăm acasă, o să mergem încrezători și altfel va fi meciul retur. Ionuț, iată, după ce ai câștigat titlul cu Farul, acum au fost și emoțiile trageri la sorți, ați aflat primul adversar din Champions League. Într-adevăr, am avut emoții până a venit grupa a treia în care eram noi. Am scăpat rapid pentru că am fost trași primii. Întâlnim o echipă foarte bună, care a demonstrat în Europa în ultimii ani că au un lot bun, cu majoritatea formată din străini, cu jucători buni. Îi vom analiza foarte bine și mai avem timp să ne pregătim pentru a le ține piept și a trece de ei. O echipă cu mulți jucători străini, așa cum ai spus, cu 6 internaționali, un adversar puternic în acest prim tur? Da, orice adversar, cred că era puternic, Șerif de asemenea. Sperăm ca noi să ne ridicăm la nivelul lor și să trecem mai departe pentru că avem șansele noastre. O echipă cu mai multă experiență în cupele europene, mai ales după surprizele pe care le-au făcut în urmă cu puțini ani. Da, și anul trecut au evoluat foarte bine și acum 2 ani în grupele Champions League și acum 3 ani tot în grupele Champions League. Deci o echipă mai experimentată ca noi pentru că noi în ultimii ani nu am fost în Europa, dar nu trebuie să fie acesta un dezavantaj, trebuie să luăm primul meci, mai ales să-l pregătim foarte bine și să începem cu dreptul, pentru că, părerea mea, acest tur este cam cel mai important. Optimist pentru această dublă manșă? Da, am încredere în băieți, avem o echipă bună care a dominat tot campionatul trecut și sperăm să continuăm pe drumul cel bun. Primul meci pe teren propriu, un avantaj sau un dezavantaj? Cum crezi că va fi? Nu știu, eu sper să începem cu bine. Spectatorii cu siguranță vor veni, vor umple stadionul și ne vor ajuta să începem cu dreptul. Dar acum vom vedea, depinde numai de noi și de cum vom fi la acea oră. V-ați propus un parcurs cât mai lung și în cupele europene în această vară? Da, într-adevăr, Mister ne-a spus la început, anul acesta vrem pe toate fronturile și Cupa României și Campionatul României și în cupele europene să ajungem cât mai departe.